E greu să dai sfaturi. Un fel cel mai ușor să dai sfaturi, dar e cel mai greu să dai sfaturi care să ajungă la inima omului. Din experiență pot să zic așa că Dumnezeu câteodată ne împlinește chiar și dorințele care nu sunt după voia Lui, dar care nu ne aduc numai de servicii. Și cred că omul ar trebui ușor, ușor, noi oamenii să ajungem să ne dorim mai mult să facem ceea ce trebuie decât ceea ce vrem în viață, fiindcă ceea ce trebuie este mult mai de folos și pentru fericirea noastră și pentru fericirea celor din jur. Și cred că lucrul acesta nu este posibil numai dacă ai o relație de prietenie cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții, care de atâtea, de 2000, peste 2000 ani au trecut deja prin, să zic așa, etapele astea vieții pe care ne trecem noi și avem atâtea modele și cred că ar trebui să luăm toți modele de la Sfinții care ni se pare nouă că sunt cei mai apropiați de felul nostru de a fi și să le urmăm exemplu și așa să încercăm și noi să ducem o viață și să avem, să zic așa, o rugăciune bazată pe ceea ce vrea Dumnezeu de la noi mai mult decât ceea ce vrem noi de la Dumnezeu. Am venit la gândul că după accident foarte multă lume s-a rugat pentru mine când eram în primele luni după accident și am primit foarte multe mesaje care îmi ziceau că s-au rugat la Sfântul Nectarie pentru mine și îmi trimiteau cadou icoane și că să mă rog și eu la Sfântul Nectarie și chiar și tatăl meu a fost în perioada aia până la Sfântul Nectarie Neghina. A venit așa ca și un fel de mulțumire, că m-am dat seama că atâta lume s-a rugat și cu ajutorul rugăciunilor oamenilor care mă iubesc, am trecut, am ajutat Dumnezeu să trec peste accident și peste, să zic așa, amărăciunea asta sufletească care aveam în primii ani. Și atunci, un fel, în semn de mulțumire, dar și un fel în dorința de a ne ajuta în continuare și de a fi alături de proiectul acesta nostru, fiindcă am văzut că ajută multă lume, am citit și cartea lui cu multe mărturii și cred că e foarte bine să ai sfinți cât mai mult prieteni, așa cum și noi suntem prieteni între noi, trebuie să fim și cu sfinții și ne e de mare folos să fim prieteni cu sfinții, fiindcă ei sunt aici cu noi împreună mereu și cred că o relație de prietenie cu ei nu poate fi numai de folos, fiindcă ei știu totul, practic. Ei sunt Dumnezei după har și atunci e foarte bună colaborare cu ei. Păi, în rugăciunea zic Sfinții Părinți, acum că eu nu pot să zic foarte mult din experiența mea, ar trebui să fie făcută cu toată nădejdea în Dumnezeu. Adică, făcând așa o paralelă, dacă eu vin la dumneavoastră și vă rog ceva, sigur o să mă ajutați, dacă puteți. Și atunci, cu atât mai mult la Dumnezeu, dacă tu mergi așa ca și la un părinte, adică dacă mergi un copil, dacă merge la tatălui, la mama lui, mai mereu te ajută părinții, dar așa și părinții te ajută doar cu cele de folos. Adică dacă tu vrei să mergi să te dai în cap pe topogan, o să zică părintele că nu te lasă și că nu-i bine. Și așa cred că și la Dumnezeu trebuie să mergi cu cea mai mare încredere, dar trebuie să știi că nu, să știm că nu tot ce cerem ne este de folos și așa cum am zis și mai devreme, cred că cel mai de folos în rugăciune, indiferent ce cerem, la sfârșit să zicem Dumnezeu să facă totuși voia Lui în viața noastră, fiindcă ăla e drumul care ne aduce spre fericirea veșnică.